Transilvania a avut un, un trecut particular, așa cum spuneați. Am fost sub dominație maghiară, 100 de ani, am fost apoi în cadrul Imperiului Habsburgic de la 1700 până la 1867. La 1867 Transilvania a fost anexată Regatului Ungariei, mai ales în acești 50 de ani până la 1918. Statul maghiar a dispus legi foarte dure de maghiarizare a românilor prin învățământul de stat, prin diferite avantaje pe care le ofereau celor care doreau să acceadă în funcții publice. Deci a fost realitatea aceasta a maghiarizării și de asemenea a fost realitatea faptul că românii n-au avut acces la o emancipare socială reală. Și atunci Biserica a rămas în ce din urmă singura instituție și lângă Biserică școala confesională este un concept care are în vedere o instituție a bisericii, unde preotul era directorul de școală, protopopul era un fel de inspector uh, al școlilor din protoieria, protopopiatul său, iar ierarhul era conducătorul tuturor școlilor din episcopia sa. Prin uh, biserică și prin aceste școli confesionale, dezvoltate mai ales în secolul XIX, în mod special în timpul Marului Mitropuit Andrei Șaguna, poporul român din Transilvania a avut șansa păstrării identității naționale. Iar ideea de care spuneați, ideea patriotismului, ideea iubirii de neam, de țară, de credință ortodoxă, era ceva absolut firesc într-o situație a persecutării, omul automat își caută resursele pentru redescoperirea propriei sale ființe și ființa românească în Transilvania a fost dusă, toată lumea recunoaște lucrul acesta, prin credință și prin limbă și prin participarea la viața Bisericii în sine.